Gruparea din Căpău speră să obțină astăzi a treia victorie consecutivă din campionat, deși va întâlni o formație cu orgoliul rănit. Florin Bratuș poate pierde postul de antrenor principal dacă Dinamo va fi învinsă în Căpău. Câinii roșii au ajuns de aseară la Iași și au venit în același avion cu directorul sportiv al Iașiului, Tibor Selimeș. Acesta este încrezător în șansele echipei sale și speră să nu fie demis Bratu. Partida din această seară va începe de la ora 21 și va fi condusă la centru de Ovidiu Hațegan.